soarta unei tinere de cetățenie rusă acuzată de un tribunal cecen de legături cu organizații considerate de Federația Rusă drept teroriste este în mâinile unor judecători de la Curtea de Apel Suceava. Femeia a fost reținută în Vama din Siret, într-un autobuz cu refugiați. Amina Gerikhanova încearcă să ajungă în Turcia împreună cu băiețelul ei de 8 ani, când polițiștii români de frontieră au reținut-o în vamă. Cei doi veneau din Ucraina cu un autobuz, iar pe numele femeii era emisă o alertă Interpol de arestare. Alerta era semnată de autoritățile din Germania din anul 2019, a declarat un polițist de frontieră de la Vama Siret. Mandatul de arestare, în schimb, fusese emis un an mai devreme. Magistrații din Groznăi, capitala Ceceniei, o acuză pe Amina că ar fi susținut de la distanță o grupare din Siria considerată teroristă de regimul lui Ramzan Kadyrov. De cealaltă parte, Amina spune că a aflat de acuzații abia în momentul când a ajuns în România. Din Cecenia, spune ea, a plecat ca să scape de regimul care susține restrângerea drepturilor pentru femei și care, în repetate rânduri, a fost acuzat de tortură și asasinate. Războiul a alungat-o apoi din Ucraina. Susțin că este nevoită. Sigur că instanța va analiza dacă sunt îndeplinite condițiile pentru extrădare. Până în acest moment, nu există cerere formal și legal transmisă statului român, a transmis avocatul tinerei. Femeia de 36 de ani va rămâne în arestul poliției din Suceava până la un verdict final al judecătorilor, potrivit știrile ProTV.ro.